Peste 40.000 de școlari și preșcolari au început noul an școlar 2019-2020 în județul Călărași. În majoritatea școlilor călărășene s-a auzit clinchetul clopoțelului care vestea reluarea cursurilor. La nivelul județului nostru există însă două unități de învățământ, la Luica și Ileana, unde începerea noului an școlar a fost amânată cu o săptămână pentru finalizarea lucrărilor. Durata noului an școlar este de 35 de săptămâni de curs, structurate în două semestre, respectiv semestrul 1 între 9 septembrie și 20 decembrie 2019 și semestrul al doilea între 13 ianuarie și 12 iunie 2020. Vacanțele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel. Vacanța de iarnă între 21 decembrie 2019 și 12 ianuarie 2020, vacanța de primăvară între 4 aprilie și 21 aprilie 2020 și vacanța de vară care începe pe 13 iunie 2020. Clasele din învățământul primar și grupele de învățământ preșcolar beneficiază de vacanță în săptămâna 26 octombrie-3 noiembrie 2019. Este că în fiecare an ne întâlnim aici cu bucurie și cu speranță și cu emoție, bineînțeles, și ne străduim să găsim calea către sufletele elevilor noștri și ale copiilor dumneavoastră. Ne dorim să le deschidem ușa către cunoaștere și le suntem alături pe drumul către succes. Bun venit în noul an școlar 2019-2020 și pentru că este un obicei în momentul în care trecem într-un nou an să facem multă gălăgie ca să avem noroc, haideți să încercăm să facem cât mai multă gălăgie la acest început de an școlar. Fiecare cum vrea și cum poate. Batem din palme, din picioare, stricăm, haideți! Mai tare, haideți că puteți! Perfect, dați tot din voi, da? Ca apoi când veți intra în școală să fie liniște. Liniște, știți că în școală trebuie să fie liniște, da? Ați înțeles, pregătitorilor? Bun, înainte de a trece la ale noastre, o am alături pe subinspector Dobre Florentina de la Inspectoratul de Poliție Județean Călărași. Doamna este alături de noi cu un mesaj de deschidere din partea Poliției Române. Vă invit aici. Vă mulțumesc, bună ziua! Și în acest an, Inspectoratul de Poliție Județean Călărași se alătură misiunii atât de importante a cadrelor didactice, dar și a părinților, de a vă asigura un viitor în siguranță. Și de această dată și în anul acesta școlar, prioritatea Poliției Române este siguranța dumneavoastră, atât în incinta unității de învățământ, cât și în exterior. De aceea, ori de câte ori considerați că vă puteți sprijini cu ceva, nu ezitați să ne contactați. Mult succes! Mulțumim din suflet, într-adevăr, Poliția Română a fost întotdeauna alături de noi. Și apropo de oameni care sunt alături de noi, dumneavoastră sunteți partenerii noștri în acest demers al educației. Poate că ați observat deja în spatele dumneavoastră că la acest început de toamnă, alături de colegii mei, am pornit un proiect care se numește Să dăm culoare școlii. Avem în nucul nostru din spate o căsuță cu sugestii unde suntem deschiși către absolut orice punct de vedere pe care îl aveți, pentru că școala Mircea Vodă este o școală deschisă, caldă, luminoasă și prietenoasă. Tocmai de aceea, neoficial oarecum, această săptămână o să o declarăm săptămâna porților deschise. Dumneavoastră o să puteți să intrați zilnic în școală, puteți să vizitați școala, clasele, laboratoarele, cabinetele și să vedeți ce școală minunată am pregătit și la acest început de an școlar. Cu această ocazie mulțumesc tuturor părinților care au avut încredere în noi, care au venit aici și au adus copiii și au lăsat pe mâinile noastre, atât anii precedenți cât și, anul acesta. Mulțumim pentru faptul că vreți să fiți alături de noi, partenerii noștri, și așa cum spuneam, așteptăm sugestiile dumneavoastră pe parcursul întregului an. Și pentru că vorbeam despre copii, haideți să facem ca și anul trecut, dacă vă mai aduceți aminte, a trecut foarte repede, așa o mică prezență. Avem aici clasa 8-a? Mai tare clasa 8-a! Avem și clasa 7-a? Oh. Încă o dată, clasa 7-a, vă gândiți că e ultimul an când puteți să mai copilăriți un pic, nu-i așa? Profitați de el. Clasa 6-a? Pregătită, cu baloane, bravo. Clasa 5-a? Emoționați, nu-i așa? Bun, nu trebuie să aveți emoții și la gimnaziu o să fie la fel de frumos și interesant ca la ciclul primar. Aveți și diriginți care vor avea la fel de multă grijă de voi ca și doamna învățătoare. Mai departe, clasa 4-a. Bravo, clasa 4-a. Clasa 3-a. Clasa 2-a. Ia să vedem acum. Clasa 1-i, să vă aud. Și acum, bineînțeles, cu ajutorul părinților, tare, 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 să dăm un exemplu. Clasa pregătitoare. Felicitări, bravo.